Unitatea de primiri urgențe din Călan s-a închis începând cu această săptămână pe o perioadă nedeterminată. Urgența din Călan, la fel ca și cea de la Ilie, aparține de Spitalul Județean de Urgență din Deva și, potrivit lui Emil Soica Mariș, managerul unității spitalicești de la Deva, s-ar fi încercat menținerea UPU Călan mai mult timp, dar acest lucru nu mai poate fi făcut din cauza lipsei de personal. Situație delicată la Călan, acolo unde cazurile grave, care ajung de obicei la unitatea de primiri urgențe, aflată în subordinea Spitalului Județean de Urgență Deva, nu mai pot fi tratate aici și asta din cauza lipsei de personal medical. Potrivit managerului Emil Stoica Mariș, problemele de la Călan au început odată cu debutul pandemiei, atunci când personalul de acolo a fost mutat la Deva. După pandemie, sau mai bine zis în 2021, am mai avut discuții în martie. Cred am avut discuții cu domnul primar de acolo și președintele Consiliului Județean și am încercat să facem o linie de gardă permanentă pe Călan. Din păcate, linia de gardă am putut să facem o singură lună, cred că în luna aprilie, fiindcă aceiași medici care fac la Deva și Ilia trebuia să acopere linia de gardă și de la Călan. Și nu s-a putut să fie viabilă decât o singură lună. Ulterior, am lăsat acolo un singur medic care era în permanență de la 8 la 3 și două asistente. Am decis ca asistentele să fie în 12 ore, adică să acopere de dimineață și până la ora 11. Dar pe parcurs s-a constatat că au venit destul de mulți pacienți care aveau, mă rog, afecțiuni un pic mai severe și noi ca și asistente l-am depășit de situație. Am făcut o adresă Ministerului Sănătății, sau mai bine zis departament situație de urgență la domnul Arafat și au trimis răspuns și anul trecut, cred că prin noiembrie și anul acesta prin februarie, că nu se justifică punctul de lucru de la Călan. 11 km parcă ar fi distanță între Călan și spitalul de la Hunedoara și pacienții care au afecțiuni, mă rog, mai severe să meargă la spitalul Hunedoara. Noi, ca și UPU Deva, sau mai bine zis ca și spital, să înființăm linia de gardă de pe terapie intensivă mobilă de pe Zmurd și la Călan să rămână un centru de permanență. Călanul să-și facă centru de permanență. Aceste lucruri se petreceau în luna februarie anului acesta, iar de atunci UPU Călan a funcționat cu doi asistenți, insuficient pentru cazurile de urgență. În plus, au fost situații în care personalul medical a fost agresat de către unii pacienți, ori aparținători recalcitranți. Ministerul Sănătății mi-a spus în februarie că noi să ne oprim activitatea și să Călanul să-și facă centru de permanență. Îmi expune efectiv personalul și eu în permanență. Eu răspund de lucrul acesta. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, eu răspund pentru faptul că Ministerul Sănătății mi-a spus clar din februarie că noi să ne retragem activitatea și să rămână centru de permanență. Au fost situații critice în perioada aceasta în care spuneți că a fost expus? Să știți că am adrese și de la medicul șef de la urgență, au fost expuse fetele de câteva ori, asistentele de câteva ori au fost agresate. Am o adresă care îmi spune că a fost un caz cu un stop cardiac, acolo a venit și s-a stopat pacientul și asistenta singură oricum nu are competență și nu are ce să facă și a alergat la centru de permanență sau la medicul de familie care era deasupra și a venit medicul respectiv și a ajutat în resuscitare până a venit ambulanța. Managerul Spitalului Județean spune că au existat pacienți de la Călan care ar fi fost refuzați de spitalul din Hunedoara și trimiși la Deva. De fiecare dată am avut discuția asta de ce pacienții care sunt la Călan trebuie să ajungă la Deva și nu la Hunedoara în condițiile în care până la Deva sunt 20 și ceva de kilometri și până la Hunedoara sunt undeva la 12 kilometri. Mai ales că Călanul este arondat Hunedoara și nu este arondat Devei. Deci pacienții aduceau ambulanța, aducea de la Călan la noi, îi consultam noaptea, vedeam că nu avea infarct miocardic și îl trimiteam înapoi, dar nu-l mai trimiteai cu ambulanța. Și pacientul atunci, unul la mână că era supărat că venea la Deva și doi la mână rămânea în urgență până a doua zi când venea cineva după el. Veșnic am avut discuția asta, dar Hunedoara nu a vrut să-i primească. În replică, managerul spitalului din Hunedoara spune că Spitalul Municipal Hunedoara este un spital cu o adresabilitate foarte mare. Pe lângă municipiul Hunedoara primim zilnic pacienți, atât în urgență, cât și pe policlinică sau pe secțiile medicale din Călan, din Hațe, din Ținutul Pădurenilor. O
orice om care se prezintă în urgența spitalului Hunedoara, că despre asta vorbim în momentul de față, este preluat și gestionat ca atare. Posibil să se refere această declarație la cazurile din CPU Călani, unde făceau gărzi și ture medici din urgența spitalului Deva și care era normal să fie trimise în urgența spitalului județean Deva, iar foarte multe cazuri au trimis la noi. Spitalul Municipal Hunedoara, implicit urgența noastră, au primit foarte multe cazuri de acolo. Posibil unele dintre ele să fi fost recomandate, să fi trimită direct la Deva. Mai ales, așa cum vă spuneam, că acolo făceau ture și gărzi medici din urgența Spitalului Județean de Urgență Deva. Începând cu această săptămână, pacienții din Călan care vor apela 112 pentru a solicita ajutorul vor fi duși cu ambulanța, cel mai probabil, la cel mai apropiat spital, respectiv Hunedoara.